Polițistul din Buzău, care a mers îmbrăcat în uniformă și drogat la o prostituată, a comis-o din nou. De data aceasta s-a urcat băut la volan și a lovit două mașini parcate pe marginea drumului. Polițistul a refuzat testarea cu etilotestul, agentul a fost dus la audier și urmează ca procurorii să decidă ce măsuri vor lua. Era bea, domn. Asta este. Ce să fac? A bușit mașina băiatului, a băgat-o în șanța. A venit par podul aici, toată mașina aici. După haosul creat pe șosea, nu a fost mult până când toți oamenii din zona au ieșit în stradă să vadă ce s-a întâmplat. Eram în locuință în momentul în care s-a întâmplat, am auzit zgomotul și am ieșit. Poliție mult, nu știu ce, cine a fost vinovat, nu știu. Din verificări s-a stabilit că bărbatul este agentul de poliție implicat în evenimentul din noaptea de 12 către 13 ianuarie. Fiind suspiciuni că acesta se afla sub influența băuturilor alcoolice, polițiștii au solicitat testarea acestuia, însă, în urma solicitării polițiștilor, acesta a refuzat testarea cu aparatul etilotest. În cauză s-a întocmit dosar penal pentru refuzarea sau sustragerea de la prelevarea de monstre biologice. Conducerea Inspectoratului Județean de Poliție Buzău a dispus din nou verificări pentru polițist, iar în următoarele zile o să fie sesizat și Consiliul de Disciplină. Polițistul a intrat în atenția șefilor încă de acum 4 zile, când, îmbrăcat în uniformă, a mers să întrețină relații sexuale cu o prostituată, iar la final a refuzat să o plătească. Femeia atunci a chemat în ajutor mai mulți prieteni, iar între aceștia și polițist a izbucnit scandalul. Tânăra speriată a sunat la 112, iar echipajul de ordine publică l-a prins pe agent și sub influența stupefiantelor.